A avut discuțiile cu băieții și... Băieții. Și a avut și doamna Elena cu Traian și ei nu i s-a părut, dumnea ei nu i s-a părut cine știe ce. Referitor la jignirea acela? Nu s-a părut? Nu. În situația în care era invers, nu cred că era la fel. Da, ce să zicem și noi. Atenția. Am auzit-o? Mhm. A avut cum să zică în fața? Mi-a zis lui. Eram șocul. Oricum, eu și astăzi o susțin că pentru mine a fost destul de important. Pentru că de asta am și reacționat așa, dacă nu era... S-a profitat de bunătatea lui. Nu se face așa. Dacă vrei să glumești, glumești dacă. Dacă era, de exemplu, cum este rai, nu știu, îi ziceau între ei, era altceva. Că ei sunt jurul să facă întotdeauna cât ei. E altceva. Știi, știai că e în glumă. Atâta timp cât doi. Și ne ascund, nu știu ce vreau să ne glumească, e puțin mai... Nu cred că e. Că zici de naipa de fraier. Nu e problemă. Fiecare aici oricum interpretează ce vrea. Oricum vreau să cer un jurnal de la casa mea de scris. Dar și eu vreau, vezi să altfel nu, altfel o să o iau cu cap, dar sincer. Dar să nu uităm. Mâine seara. Oricum o să se dea material azi și am vorbit cu mama și am zis că... Când am vorbit cu mama la telefon, i-am zis că nu mă simt bine din punct de vedere psihic, că nu știu cât să mai rezist, că nu mai suport. Și o să mă întrebe azi de ce am spus așa, presupun. Și o să spun pentru că a fost foarte neliniștită și o să chiar o să cer un jurnal, să încerc să mă descarc. Și mama mi-a spus, bineînțeles, dacă nu te simți bine, adică suntem buni de vedere. Dar a dat un sfat foarte bun. A zis, nu, la decizie singură, vorbești între cu ea și apoi. Da. Mi se pare normal, din moment ce formăm un cuplu, deciziile le luăm împreună. Contează și părerea. Și sfatul pe care mi l-a dat, dacă mă enervez, să tratez totul cu calm, să nu mă enervez așa, să țip, să încerc să mă temperez, că altfel duci discuții. Așa exact. Că cineva vede că tu te enervezi, face și mai în ambiții. Mai bine să dacă ești mai calm, e cu atât mai bine, că totodată enervezi pe cineva doar că ești prea calm. Dar nu pot, adică sincer, așa sunt, dacă îmi pică, sunt vulcan. Că vine pe moment, și sunt la fel. Izbucnesc, nu pot să mă calmez, să zic, vorbesc încet. Așa cum am zis eu, să fii calm și atunci când vrei să spui ceva. Pentru că acelea lucruri îmi zic și eu, dar nu pot. Au acolo greșesc și eu, că sunt prea așa, mă... Imediat, vulcanic, e mentul. Da, nici mai ideea, mă descarc așa și parcă nu am așa mult de spus în momentul ăla, că nu mai pot. Și câteodată îmi doresc să tac în momentele. Am încercat, de fapt, să fac. Ai văzut când am venit din emisiune? Am încercat să nu vorbesc nimic. Toate cuvintele care le-am zis, hai că vorbim altă dată, a fost doar ca să nu spun ceva, să-mi pare rău mai târziu. Mai bine mă abțin la nervi, cine știe ce spui? Mai bine te liniște și vorbești după. Mai ales că până la urmă nu era problema mea. Cum am zis și în camera confesiunii, m-am băgat unde nu trebuia să mă bag. Doar pentru că mi-a apăsat și atât. Dacă m-am zis în camera confesiunii, nu o să mă mai bag. Cum să-mi te bași când îi vreau de ce nu, nici el nu e de partea ta, eu m-am simțit foarte și de atunci am o stare foarte prost. Adică... M-aș aștepta măcar el să fie de partea mea, nu? O să fie, stai liniștită. A înțeles și el. A înțeles perfect. Așa zici eu. Dar trebuie să observi scrisoarea pe care s-a dat, în care s-a dat drept Mihai. S-a criticat singur.
Da. Bărbatul ăsta care nu ți-a apărare și asta. Deci, știe și el foarte bine unde greșește. Acum e voie de cât de răbdare. De timp. Am înțeles perfect. Eu am cam mai repede că va trebui să mă duc la păr și să te las singur. Păi vin cu tine să facem cafea. La machiaj? La machiaj, la păr. Trebuie să schimb și apa. Dacă până la vin și te ajutăm să facem cafeluț sau bem și după aia. Să liniște că cred că te și machiază până să schimb eu apa. Până mă duc după la sprâncene, la ochi, că nu mi-am pus niște nimeni și pe mână cu mine. Cred că atât o am dat. Și multe lucruri m-au supărat în ultima perioadă și din cauza asta nu mai am nicio stare. Dar acum i-am și zis, o să le păstrez strict pentru mine. De acum încolo mă supără ceva, chiar dacă vezi pe mine că sunt supărat, nu mai întreb, încerc să mă lași așa, că dacă mă întrebi. O dată nu spun, a doua nu spun, poate a treia oară spun. Da. Mai bine las-mă așa. Din cauza asta vreau să iau și jurnal, nu că nu scriu despre nimeni. Nu scriu trăierile mele. O, să-l citească, să facă ce vrea cu el. Lasă-o că spune după aia. Mă duc să văd dacă a terminat-o pe Gina, da? Mă duc să-mi iau pastiluța de gât, că nici nu mai pot să mai înghit. Mă doare gâtul. Cât e? 12 fără? Nu. Da, 12 fără 25. Dar ai auzit azi vară de accidentul cu săgeata care vine din Madrid?